În lipsa unor persoane calificate, mii de așa zis specialiști învață meserie pe banii noștri ai celor care vrem să facem diverse lucrări prin casă. Inspectorul Prov vă arată astăzi ce au pățit oameni din întreaga țară care au avut încredere într-un pretins constructor de saline. Amenajările interioare care ar fi trebuit să fie niște investiții s-au transformat în final în pagube. Terapia cu vapor de sare a luat amploare imediat după pandemie, când multă lume a sperat că dacă își va face o salină artificială în casă, se va vindeca de problemele respiratorii. Acest domn din Reghin se recomanda ca fiind specialist în astfel de lucrări. Folosea un site unde se promova și vindea clienților proiecte frumoase, doar pe hârtie. În realitate, oamenii se alegeau cu distrugeri în casă, pentru care plăteau zeci de mii de euro. Aici trebuia să vină îmbrăcat tot acest stâlp cu sare de Himalaya. Acolo trebuia construită o cascadă din sare. Doamna din imagini este din București și ne-a vorbit, sub protecția anonimatului, despre experiența dezamăgitoare pe care a trăit-o, apelând la firma Sandor Spa Construcții. Povestește că după ce a trimis câțiva muncitori care i-au dărâmat pereții, patronul Iosef Sandor a lăsat totul de izbeliște și s-a făcut nevăzut cu 7500 de euro. Ăsta a fost discursul. Doamnă, am sarea la mine în curte. Mai aveți puțină răbdare că mi s-a întâmplat și aveam o poveste. Până mi-am dat seama că nu va mai veni nicio sare. La fel a pățit și Dragoș, o altă persoană păgubită din capitală. Iosef Sandor i-a cerut de la bun început suma de 4.000 de euro, reprezentând jumătate din valoarea lucrării. Mi-a scos rigipsul, mi-a scos parchetul, mi-a distrus tot, mi-a scos sistemele de iluminat, mi-a lăsat ravagii. Exact, dai o bombă undeva și se dărâmă tot. Dragoș a reușit să-și termine salina în regie proprie. Zeci de alte persoane din toată țara au rămas însă cu casele stricate și se chinuie acum să-și recupereze banii în instanță. Cei care au avut de-a face cu Iosef Sandor spun că acesta avea o strategie de a-și impresiona clienții. A construit mai întâi câteva saline bune, pe care le-a folosit apoi ca modele. Și-a făcut un portofoliu cu poze și filmări și le-a cerut apoi avansuri de 50% celor interesați. Oamenii se plâng că lucrările nu au mai fost duse la bun sfârșit. Fapt confirmat și de mărturia unui fost angajat. S-au luat avans de 100.000 de euro și cred că s-au lucrat de 20. Bucureștiu 3, Mediașul 4, Sibiu 5, Caransebeș, Bacău 7, Colibița 8. Inspectorul Pro a aflat că nu doar clienții de saline au rămas cu buzunarele goale, ci și unele depozite care vând materiale de construcții. Cum este și acest patron din București, unicul din țară care aduce sarea de Himalaya direct din Pakistan. I-am dat marfa care îi trebuia. Azi dimineață nu e nicio problemă, facem ordin de plată, mâine și stai liniștit. Și am stat liniștit până acum. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Iosef Sandor s-a folosit de-a lungul timpului de trei firme pentru construcția de saline. Prima, Egea Salt Production SRL, deschisă în 2011, a fost radiată în 2021. A doua, Grote Saune Saline SRL, deschisă în 2018, a fost declarată falimentară în 2023, ca urmare a unor datorii acumulate la fisc. Ultima, care activează și astăzi, Sandor Spa Construcții SRL, este administrată de soția sa, Eva Sandor. Cunoscându-i practica, l-am contactat pe Iosef Sandor și am spus că am fi interesat de o lucrare în capitală. Ne-a invitat imediat să discutăm detalii într-una din salinele finalizate de el într-o grădiniță din București. Am putea făcut asta în toată țara. Super! Primim repede și oferta. Salina noastră ar costa 30.000 de euro. Facem un contract de colaborare, după aceea vă emiți prima factură și tot așa. Nu trebuie să vă speriați că acum viu și fug și plec și nu mai viu. Ne-am dat seama că urma să procedeze și cu noi la fel ca și cu ceilalți. Ne-am dezvăluit identitatea și i-am cerut explicații. Ați făcut lucrări oamenilor și nu le-ați terminat și le-ați luat și bani. Nu e adevărat. Sub nicio formă. Uitați, domnul Dragoș... Ce faceți, domn director? Are o lucrare neterminată de la dumneavoastră. Spuneți-vă, când i-am terminat neterminat lucrare la dumneavoastră? Banii mei la 4.000 de euro, unde sunt banii mei? Și am comunicat exact că lucrarea am început. Ce mi-ai făcut? Mi-ai stricat locul? Mi-ai stricat spațiul și ai plecat? Nu. Unde sunt banii? Mi-ai făcut mie salina? Nu am reușit să mi-ai stricat locul. Dar de ce? Explicați. Ce să duci până la capăt? Păi dar n-ai făcut nimic. Decât ai stricat totul și ai plecat. Nu, am rămas efectiv fără oameni. Am intrat și într-un blocaj și acum... Dar de ce mai faci lucrări dacă n-ai oameni? Păi dar fac lucrări pentru că acum am oameni și musai să mă duc peste tot să-mi gat. De ce nu vă duceți să le terminați calea pe care le uite, acum ai venit să faci altă lucrare. Nu am venit. Cazul nu va rămâne așa. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 au deschis un dosar pentru înșelăciune.
Dacă se va demonstra vinovăția, pedeapsa maximă prevăzută de codul penal este închisoarea, de la un an la 5 ani.